seara și ne întâlnim cu Delia Rus. Să rămână, bine ai venit, bună seara! Bună! O prezență agreabilă, una de cele mai apreciate artiste pop de la noi din ultima vreme, cu o mulțime de piese lansate, nu? Până acum. Da, și o să fie mult mai multe. Pregătești, ai un album întreg pentru anul ăsta, nu? Păi, sincer, dacă aș vrea, cred că aș putea să dau două albume acum. Oh, foarte tare! Pe Delia o știm până acum, cel puțin din hiturile. Dacă pleci, 13 milioane. Deci nu ăsta e numele, noi spunem virgulă. Da. Tatuaj pe inimă, 5 milioane, fericire, echip de 5 milioane. Tu ești la Roton semnată, nu? Da. E numai fără număr, așa, adică, nu? Păi, eu m-am semnat la Roton înainte să mă mut în București, deci relația e faină acolo. Și câte piese pregătești pentru anul ăsta? Da, o să zicem mai acolo, facem cap, o dezvăluire. Să zic așa, abia aștept să o lansez pe următoarea, acum, în martie, da. Bine, în principiu, cam 95% din tot ce scot e scris de mine oricum, că la cât scriu... Asta ne place la tine. Delia Rus și scrie, nouă ne plac artiștii care și scriu. E o chestie care se întâmplă mai rar, dar e mișto și e binevenită pentru că știi exact ce se întâmplă în piesa aia, nu? Da. Bine, mă ajută sincer foarte mult și personal. Dacă nu-mi dau seama neapărat prin ce trec sau ce simt, pun un beat, încep să scriu și ok, sunt îndrăgostită. În momentul ăla îți dai seama. Hai să vorbim despre piesa de astăzi, motivul prezenței tale aici, cum ne place nouă să spunem. Se numește, cum se numește, despre ce e vorba în piesă? Ochi căprui, da. Ochi căprui sau ochi căprui, despre ce e vorba în piesă, mai ales că tu ai scris-o? Sincer, e vorba despre cât am suferit noi din dragoste și despre momentul în care suntem gata să trecem peste. Eu am trecut peste. Acum sper că și ceilalți trec peste. Adică te-a inspirat din viața ta, e cel mai frumos pentru că știi exact ce să scrii, cum să sune piesa, despre ce e vorba acolo și mai ales cum să o interpretezi, nu? Absolut, absolut. Bine, eu real vorbind scriu cam doar despre dragoste. Ok. Sunt și o fire foarte romantică, am întotdeauna ceva de simțit, să zic așa, și atunci nu rămân niciodată în pană de idei, să zic. Am înțeles. Nu, ne-a plăcut versul cu Lasă-mă în durerea mea. Da, și mie, e versul meu preferat, mi-a făcut un sticker cu el. Bun, e sloganul piesei, nu? Ok, ce sfătuiești pe lângă piesa în sine pe cei care s-au despărțit de curând sau cu ceva vreme în urmă, n-au suferit? Care încă se mai gândesc la... Știi cum e vorba aia, mai ales băieții se gândesc la foste, clar. Da. Bine, mi se pare că băieții se gândesc puțin mai târziu. Adică noi cumva, știi, dacă ne despărțim astăzi, noi suferim acum și în câteva luni suntem ok. Băieții mi se pare că sunt ok o lună, două, trei și abia după îi lovește dorul. Mamă, știi? Așa am observat eu. Și atunci, nu știu, dacă te-ai despărțit acum o lună, cred că prinzi viitoarea mea piesă să suferi pe ea dacă ești băiat. Pentru că și următoarea va fi de suferință, înțeleg? Nu, dar pot să-ți dau un mic spoiler dacă vrei. Da, dar după ce ascultăm piesa de astăzi... Da, normal. Azi e despre ochii căprui. Azi e cu ochii căprui, despărțire, un sfat pozitiv, să nu suferim, să nu sufere exact. Nimeni. Nu? Să treceți peste, viața e frumoasă, trăiți-o din plin. Ia după aceea încercăm să te tragem, să vedem dacă reușim, te tragem de limba, așa? Poate ne spui ceva din piesa ta. Să ne spui care va fi piesa ta următoare cu videoclip și cu ce ai pregătit, dar mai întâi hai să dăm play piesei de astăzi la Kiss FM, la Kiss Christina Mix. Delia Rus, ochii căprui se aude acum în premieră și boxele la maxim pe Kiss FM! Try.
aia nu mai are loc de plasă, loc e lor că prui. Eu nu mai au răbdare să mă port în mila bandului. Lasă că plec, tu stai și mă prefac că nu existai. Că praia nu mai are loc de plasă, loc e lor că prui. Asta e piesa premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamics, Delia Rus, Ochii Căprui, o voce foarte mișto, nouă ne place mult, de știm din celelalte piese. Mă bucur! E o voce așa frumos, puternică, dar care știe să cânte și suav, așa, încet, finuț. Cred că e prima oară când cineva spune că vocea mea e puternică. E, se simte și cum vorbești, că e așa, e... Mulțumesc, e seara, power. Știi, am da, seara puterea e power. La mine. Ar fi interesant să te auzim și cum vorbești și cum cânti dimineața, știi că e problema aia cu artiștii dimineața. Na, trebuie să facem cumva. Bun, asta e piesa în premieră, Ochii Căprui, sună foarte mișto. Chiar e, îți rămâne în cap, e, la mine e a treia oară când o aud, am auzit-o în pachet să vedem ce facem, să pregătim interviul, am văzut-o și pe YouTube și acum e a treia oară și deja o aveam în cap. Sună-mă dacă o ascult și a patra oară, bine? Ok, da, cu siguranță, mai ales că o să mai punem la Kiss Kiss Dynamix. Hai să ne spui ce mai pregătești anul acesta și care ar fi următoarea piesă, dacă poți să ne dezvolui despre ceva despre... Următoarea piesă, sincer, o ador. Nu e neapărat cea mai comercială piesă, dar cumva chiar asta mă sparge. Dacă vrei, poți să spun puțin, doar așa, că mi-ești drag. Nu, ar fi ideal. Știi cum? Mulți nu vor să dea din casă, dar dacă tu le pui o secvență... Eu sunt darnică! E undeva postată? Am pus o bucățică pe TikTok, fix că nu mai aveam răbdare așa să împart cu lumea și atunci normal că pot să împart și cu Kiss FM, nu? Super tare! Hai să auzim secvența din următoarea ta piesă. Cum se va numi? Până dimineață. Păi exact ce vorbeam de dimineață, dar să știi că nu știam nimic. N-am vorbit nimic înainte. Păi clar trebuie să ne vedem la matinal ceva cu până dimineață. Foarte tare. Hai să auzim, să dezvăluim acum o secvență din telefon, îi dai play la microfonul Kiss FM din următoarea ta piesă. Delia Rus, atenție! Că de mâine soară că o să fiu mai bine. Nu ți-am dat și pe vreo să mă vezi. Cum trăiesc fără tine alte vieți. Printre atât de slăbiciune cum e ca să te nebuni. Dar promit că până dimineața să te uiți. Bun! Și mai senzuală e, da, să zic. E trapiș, așa trapiș, da, nu? Acum, dacă tot dăm din casă, o să fie oricum un fit, dar nu vă zic cu cine. Măcar partea aia să rămână surpriză, nu? Deci, pe normal, nu? Că deci va fi un trap, așa, o chestie interesantă cu soundul de 2022 și cu un artist cunoscut sau... Acum, nu știu. Sau lansezi tu? Ce? Da, mi-ar fi plăcut. Nu, e un artist care mie îmi place foarte mult. E fresh, e destul de nou. Abia aștept, sincer, să ascultăm piesa cu toți împreună. Ok, suntem foarte curioși. Mă dai și nouă pe WhatsApp când e gata lansarea? Da, absolut, tot, da? Poate sigur. Mai facem aici o lansare, frumos. O să faci și videoclip la piesa asta, înțeleg, nu? Da. Se lucrează la el? Ai filmat sau... N-am filmat nimic. Acum se scrie scenariu, știm povestea? Da, dar oricum, în 2022, știi cât de rapid merg lucrurile? Adică, dă mâine un telefon, filmăm poi mâine și peste 3 zile putem să o lansăm, dacă e. Mamă, câtă energie, ce plină de viață e Delia Rus, foarte tare. Îți mulțumim pentru prezență și, ca de obicei, conform tradiției la Kiss Kiss Dynamics, un mesaj de final pentru ascultători, un sfat, o îndrumare, ce vrei tu? Sfatul meu este să vă abonați pe Instagram și TikTok-ul meu, strict pentru că, pe lângă faptul că o să lansez foarte, foarte multă muzică în următoarea perioadă, o să și tot dau spoilere, mai vorbim și noi de dragoste de asta. Puteți să mai îmi spuneți prin ce ați mai trecut, poate facem o piesă din asta, cine știe. Pe Instagram și pe TikTok și ești la fel, Delia Rus. Delia Rus cu 3 de S. A, cu 3 S, am înțeles. Exact. Bun, e un fel de la Delia Rus și liniște. Adică se lasă liniștea când intră Delia în acțiune. Nu, dar nu știu, așa mi-a plăcut mie mai mult decât simplu, da, știi? Cum are ras cu 2 de S, eu am zis eu îmi pun 3. Excelent. Foarte bine, mulțumim Delia Rus pentru prezență la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamics. Îți dorim baftă cu piesa ta de astăzi, Ochii Căprui, și cu următoarea pe care ne-ai dezvăluit-o de pe TikTok. Mulțumesc tare. Și cu celelalte, că înțeleg că scrii mult și ai multe piese în lucru, nu? O să ne tot vedem. Ok, îți dorim abonament plăcut și ție atunci la Kiss FM, da? Seara faină, mulțumim, te pupăm!